ne pregătim pentru Revelion cu toții și la final de an, pentru că trebuie să sărbătorim, ne bucurăm la noi în platou de prezența uneia dintre cele mai îndrăgite artiste din țară, Maria Dragomiroiu, și n-a venit singură, ci însoțită de soțul ei, Bebe Mihu. Salut! Bine ați venit! Dimineața bunății! Ce energie bună sunteți de fiecare dată. Da? Da. Da, da. Așa se vede. Și la poze, chiar, și când am făcut poze aici, în pauză, am fost așa, a fost ca o petrecere de când ați intrat. Nu, deci eu sunt o iubitoare a pozei și știu să fac, știu cum trebuie să te aranjez, că lumina este totul. Sunt niște... Și fotograf. Așa. Da, asta e vorba. La detalii se joacă treaba. Vrei să-ți dau ceva din casă? Știi ce se întâmplă la spectacole când mergem și vin oamenii să facă poze? Le ia telefonul din mână și ce, lasă-mă că eu fac. Ca să iasă bine poza. Pe cuvânt de onoare, da. Păi se postează după. La microfon. La microfon. Scuze. Niciodată, culmea. Și eu când, da, uite așa. Deci niciodată, dragii mei, oricare ați fi, să nu faceți poze sub un bec. Să nu vină poza niciodată lumina de sus în jos. Trebuie să vină oblic. Ce luminează. Și așa ești tu, luminat. Cum ați petrecut Crăciunul? Acasă, ca de fiecare dată, adică de cam de vreo 10 ani stăm acasă cu copiii și cu nepoții, cu cuscrele, în familie am petrecut, după aceea am mers la vecini, superb. Dar noi o ținem într-o petrecere din 16 decembrie și până acum. După Crăciun am plecat pe la țară, am făcut o roată așa, am mai luat niște porcării de asta de care să fac. Cum se zice, niște cârnați? Da, la sora mea și la frate meu. Niște mușchiți, niște jumeri, niște de-astea. Ca să avem provizii, pentru că noi mâine dimineață plecăm la Padova de Revelion. Păi mâine vom fi la Padova, alături, în două saloane acolo, alături de românii care trăiesc în zona Veneția, Padova. Și am înțeles că după vă mai așteaptă o călătorie. După plecăm în America și o mă întorc în martie. Plec alături de Vlăduța Lupău, Nicu Paleru, Ghiță Munteanu, Georgiana Lobos, Vali Vigelie, ce să vă mai spun, Maria Dragomiroiu, Paul Stângă și alții. Da. Dar cum mai sunteți cu toate călătoriile astea? Adică în fiecare an... Mie mi-este greu. Da? Da. Dar n-are încotro. Mie mi-este bine. Deci mă bucur, el a făcut doar poartă în casă, 66. Așa? Nu mai, da, vârsta, toate fanele îmi zic că am 50. De ce? Pentru că este așa haios și cu și în, când merge în turneu, și în aeroport, și în avion, și cu artiștii, știe, este foarte bun psiholog, știe oamenii, mai ales artiștii, să mai câteodată n-ai o stare prea bună, dar Bebe știe întotdeauna să țină așa un echilibru. Asta e foarte asta e important. Fiind noi, foarte vesel. Noi vrem să povestim cu voi mult mai mult, dar dacă tot ne-am văzut doamna Dragomiroiu, așa? Ne-am dorit să vă auzim și cântând. Ce ne cântați astăzi? Păi ceva așa ca... Normal că de la vine, de acasă cred, vine Revelionul. Vine Revelionul. Haideți să vă conduc. Aici scena este a dumneavoastră. Mulțumesc. Pe mijloc. Ce bucurie! Vă ziceam, ce bucurie de fiecare dată când veniți la noi în platou. Haideți să mergem și în sufrageriile celor de acasă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Maria Dragomiroiu! Drăgășani încoace dad, de la Drăgășani încoace dad, curge vinul, boloboace, cine bea de dor nu zace, numai dragoste-i place. Că și mama l-a beut pe mine când m-a făcut, măi, că și mama l-a beut pe mine când m-a făcut, măi. Veselă să trec prin lume ca un cântecel pe strune, ca un cântecel pe strune. O mărie și o gubeață veselă plină de viață, veselă plină de viață. De trei lămâi dad, să vezi lume ce pății dad, la cules de razachi mă ruga un hoț bătrân ca să-i dau un măr din sân.
fugi de aici, unche, și le vrei să te mai iei de rele. Fugi de aici, unche, și le vrei să te mai iei de rele. Lasă-mă, rup, face rău, și-am să-l dau lui neical meu, și-am să-l dau lui neical meu. Mărui rumen, mătăsos, neicai tânăr și frumos, neicai tânăr și frumos. Șolalea dad, foie verde, șolalea dad. Măi, fetițo, dumneata, de mărula taica-ncoa, că se duce vremea mea. Pe flăcău lasă-l la naiba, că ți-am rupe degeaba. Lasă-l naibii de flăcău și dă-i lumoșul tău, măi, că flăcăul mai trește, dar moșul se prăpădește. Și cine a fost, nu mai este. Și cine a fost, nu mai este. Rămâne doar o poveste, rămâne doar o poveste. Vă poftesc înapoi la canapea. Mulțumesc, mulțumesc. Și în moment de eu îmi imaginez ce e la petrecerile unde merge să cântați. Așa. Cum sunt românii, acum că ziceați de Italia, cum sunt românii de acolo care abia așteaptă să audă glasul românesc, să audă sigur muzica noastră. Da. O simt mult mai puternic decât cei care sunt în... Imaginez exact. Cu dor. Este dor. Da, așa este. E foarte frumos. Sunt cei care n-au reușit să vină acasă acum de sărbători și au rămas acolo. Și nu avem mulți, avem vreo 700 doar. Wow, doar 700! Da. Sunt două localuri și vom... pendula în noaptea de Revelion de la un local la altul, pentru că a fost cererea mare și s-au terminat înscrierile de mult la primul local și organizatorul Victor de acolo, un prieten și de-al ProTV-ului, a luat încă un local acolo. Eu cred că dacă ați vrea, ați pune și dimineața un spectacol și unul la 2, și unul la 4, unul la 6, la 8. Doamna Maria pare că ar putea să facă 5-6 spectacole pe zi lejer. Hey, da. Arătați extraordinar, sunați extraordinar. Mulțumesc foarte frumos. A fost cam greu cu atâtea și spectacole și filmări și da. Salmare, nu? Da. Nu că a ținut tot postul, să știi. Păi stai puțin, doar dacă pentru ziua mea s-a de a făcut. Ce am făcut? S-a dezlegat. S-a dezlegat. Da, s-a dezlegat. De ziua deci, mea a fost la preot și a dat voie pe 16. M-a binecuvântat, mi-a dat dezlegare, dar să pot să mănânc și eu. Ce nenorocire erau pe masă acolo tot. Păcatele. Da, da, păcate așa. Pe masă. A fost minunat pentru că totul la noi se prepară natural, cu din porc, așa cum se știe, așa românește. Și toți prietenii care vin la ziua lui Bebe de atâția ani, știu că acolo nimeni nu vrea la restaurant. Că ar fi mai ușor. Dar noi ce facem? Care-i farmec? Adică la noi, dar ce facem noi? Noi scoatem mobila din casă ca să aibă loc. Păi cam câți oameni vin la dumneavoastră? Păi 666 plus ai noștri încă 10. Și ce regătiți? Ce vă place să mâncați de sărbători? Eu? Vine sora mea și aduce calta boș, cârnață, mea, nepoții mei, toți, din toate păsările. Da? Și facem aperitivul. Da. Așa, cu pește, cu pomana, care... pomana porcului, cu șorici. Aole. Da. Vine și prietenul nostru cu dulce. Da, avem, da. E important și desertul aici, da? Și se dă drumul la muzică și eu vi sunt curios, da, ascultați-mă un pic cântă, acolo. Cântă colegii ei. Anul ăsta mi-a cântat Vali Vigelie, mi-a cântat Ionuț Dolănescu, da. A cântat și Maria Dragomiroiu, să știi, la ziua mea. Nu, ce frumos, ce drăguț din partea dânsei. Dar nu a plătit. Și-a găsit liber în ziua respectivă să vă cânte? Da. Ce drăguț. E tradiție aici la mine, să știi. A refuzat atât. 16, da, 16. Așa că vezi că uitați să-mi dai banii. Acum vă pare rău că ați amintit. Da, e, mai glumim și noi. Nu este foarte frumos, este foarte plăcut. Și ne-am obișnuit așa. De câți ani, Bebe? Câți ani de când facem ziua ta? De la Revoluție. De la Revoluție, da. Da, eram, stăteam în Berceni și bine, cadru mai restrâns, că stăteam la apartament atunci. Dar din 1991, an de an.
și toți mari artiști cu care Bebe mari, am au filmări lucrat. Cu Dem Rădulescu, da, Jean Constantin Dumnezeu Rudinească, Dan Spătaru, Mădălina Mare, toți care au fost toți, la aveți pe casetă? E ca bilanța la artiștilor cu care eu lucrez în timpul anului și ne întâlnim în decembrie. Da. Da, cine este liber, cine, adică nu eu, dar este o ziua specială, toți întreabă, ziua noastră de fapt, e foarte frumos, este așa ca într-o familie și ne bucurăm. Ce? Câți bani ai da pentru casetele alea video? Ce se întâmpla acolo? Mi-a zis Cătălin Măruță de mult și am zis da, că Măruță, că nu a putut Cătălin să ia, tu nu poți crede, mă. Se încheie în curând anul 2023. A trecut probabil repede ca pentru noi toți. Așa este. A fost un an bun? A fost un an foarte bun. Foarte bun. Foarte, foarte bun, vreau să spun. Și, și la mare am fost, a fost un an extraordinar de bun. Pe litoral și... Sper că va fi și sigur va fi și 2024 la fel, pentru că noi îl începem în forță. Cu voie bună. Bineînțeles. Acum, pe 11, asta nu? Ce? Păi, pe 11 ianuarie e primul spectacol la New York, la fina noastră, dar vreau de acum să-i zic, îmi dați voie să-i spun la mulți ani finului meu, Gheorghe Gheorghiu, care pe 1 ianuarie, noi nu o să fim, că suntem în Italia, servează, împlinește 7 ani și o să-l dea fina la școală. Zero l-a aruncat. Zero nu se pune, doar șaptele. Și, da. Și clasa întâia. Își face ziua de naștere acolo la New York, noi o să fim pe 11, ajungem și îl sărbătorim din nou atunci, după aia plecăm cu el, cu Ghiță Munteanu, după aia vine și Vlăduța și Nicu Paleru, după aia vine și Georgiana Lobons cu Vali Vigelie, Paul Stângă. Auziți, ne-am luat cu vorba, ne-am dus spre final de an, dar nu v-am întrebat de Moș Crăciun. A venit Moș Crăciun? E normal. A venit, normal. Nu? Care a fost mai darnic? La cine a fost mai darnic? Da, nu este vorba de... Știi care e treaba? La noi din cei patru nepoți. Da. Păi spuneți-ne, doamna Dragomiroiu. Spuneți-ne de atmosferă. Nepoți, a zis? Da, nepoatele și nepotul cel mic, Prâslea are, face 10 ani și întotdeauna chemăm un Moș Crăciun mai profi, care vine acolo și sărbătorim. Suntem cu copii, suntem în familie. Da, pe fiecare ne pune să facem câte ceva, unul cântă, altul joacă, altul nu mai știu. Deci important este să nu stă nimeni. Da, nu stă nimeni și fiecare primește de la moșul care vine cu spiritușul lui și e atmosfera aia frumoasă. Nu ca atunci când eu eram mică la țară și când aveam decât așa o creangă de brad cu vată în ea și cu câteva bombonele, dar așa mă duce cu gândul și cu sufletul atunci și este foarte plăcut. Ce frumos! Mai ales adică ce m-a întristat, nu mai sunt copii să vină cu colindul. Noi când ne-am mutat în Dămăroaia, vreau să spun că făceau, stăteau la coadă, făceau coadă să vină. Da. Iar alții se mă mutau păi dintr-o gașcă în alta. Dați-ne adresa și... Păi acum e târziu la anul. Dar sunteți în Italia. Da. Să nu se ducă altcineva. Cu plugușor. Da, asamblează jurul Belo, haită de copii. Vă mulțumim frumos că ați venit la noi și că ne-ați colindat practic astăzi. Cu mare drag, se mănâncă așa cum se mănâncă la toată lumea. În continuare, un an nou plin cu bucurii și... audiență cât mai mare. Și ni sunteți foarte dragi, să știți. Noi ne uităm tot timpul la emisiunea voastră. Mulțumim, mulțumim, să fiți sănătoși, numai bine. Fericire și nou an, ce să fie? Să fie la toată lumea la să aducă toată sănătate. Lumea, sănătate. Să fie pace. Asta e, pace și liniște pe acest pământ minunat al lui Dumnezeu. Doamne ajută! La mulți ani! Mulțumim frumos!